atunci o să mergem un pic la Bogdan, care e o rețetă de știri delicioasă. Mamă, cât fierbeți voi orezul și carnea de pui, eu vă pun la curent cu cele mai importante știri ale zilei. Începem ziua cu o veste bună. Săptămâna aceasta începe campania anuală de vaccinare antigripală și este gratuită. Sunt puse la dispoziție 2 milioane de doze de vaccin antigripal, iar imunizarea se va face în cabinetele medicilor de familie și în unitățile sanitare. Prioritate vor avea persoanele cu vârsta peste 65 de ani, persoanele cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copiii și bătrânii instituționalizați, personalul medical și femeile însărcinate. Mergem mai departe cu o informație importantă, mai ales pentru cei care vor rămâne, din păcate, fără loc de muncă în perioada următoare. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va relua plata șomajului tehnic. Măsura vine în contextul în care tot mai multe firme sunt afectate de pandemie. Astfel, pentru perioada suspendării temporare a contractului de muncă, angajații vor primi 75% din salariul de bază, suma supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii. Da? Deci plătim și impozite. De asemenea, ca măsură de sprijin, părinții vor primi zile liber plătite în cazul suspendării cursurilor în format fizic. De această măsură beneficiază părinții care au copii cu vârstă de până la 12 ani sau 26 în cazul copilului cu handicap înscris la școală. Menținem registrul și vorbim și despre faptul că părinții cer Ministerului Sănătății să suspende cursurile fizice în localitățile care au o rată de infectare peste 6 la 1000 de locuitori. Reprezentanții Federației Naționale a Părinților EduPart consideră că sistemul medical este deja supra-solicitat și în școli nu pot fi respectate toate măsurile de protecție. Decizia va fi luată în baza unei solicitări a conducerii școlii și a organizațiilor de părinți și elevi. Între timp, un magazin de haine din București oferă 20% reducere pentru persoanele vaccinate. Și cu mai multe detalii vine colega noastră Damiana, care în acest moment se află chiar în acel magazin. Bună dimineața, Damiana! Bună dimineața, dragilor, și voiam să vă mai spun că imediat lângă acest magazin, undeva la vreo 50 de metri, chiar există un centru de vaccinare. Așadar, toți cei care se vaccinează în ziua vaccinării pot beneficia de minus 20% la toate produsele. Dar hai să vă arăt mai întâi ce am găsit eu, pentru că tot a venit sezonul rece. M-am gândit să vă arăt acest puloveraș foarte drăguț pentru el și ea. Este un pulover mai mult pentru poze, pentru a face poze. Mai multe detalii despre promoția acestui magazin le are Alin. Alin, povestește-ne mai multe, te rog. Ne-am decis să încurajăm vaccinarea și am venit cu această promoție de 20% la toate produsele din acest magazin. Am început la jumătatea lunii septembrie și plănuim să ținem promoția până la finalul lunii octombrie. Așa că vă așteptăm un număr cât mai mare. Avem produse de la produse pentru nou-născuți până la pensionari, da? Vă așteptăm cu mic, cu mare. Chiar asta voiam să te întreb. Practic, ce fel de produse aveți? Pentru ce vârste? Pentru ce categorii? Pentru ce ocazii? Pentru toate anotimpurile, pentru toate ocaziile și pentru toate vârstele. Da. Extraordinar. Și ce trebuie să facă atunci când vine clientul? Trebuie să prezinte certificatul? Certificatul de vaccinare, da. Avem un centru de vaccinare, așa cum ai spus, la 50 de metri și imediat ce te-ai vaccinat, poți veni în magazinul nostru să-ți achiziționezi produse la, cu un discount de 20%, într-adevăr. Cei care prezintă certificatul de vaccinare nu trebuie să fie neapărat chiar de aici, din apropiere, din acest centru. De la orice centru... Într-adevăr. Ar fi cel mai facil să îți faci vaccinul aici, dar în cazul în care ți-l faci într-un alt centru de vaccinare, poți să vii cu acel certificat să, și în baza lui să primești discountul despre care am vorbit. Da, încurajăm și suntem pro-vaccinare pentru că ne dorim să ajungem cât mai curând la o viață normală, fără restricții. Asta este ce ne dorim. Reducerea aceasta se aplică și produselor care deja au o reducere? Momentan, în magazin, nu sunt alte reduceri. Da? Îl avem doar pe acesta cu vaccinul. Am înțeles. Deci, dar dacă, nu știu, e posibil ca până la sfârșitul lunii să aveți o altă promoție? Se aplică promoțiile una peste cealaltă? Cu siguranță, da. Produsele vor primi un extra discount de 20% în cazul în care vom avea astfel de promoții, cum ai spus. Aveți și produse pentru casă, am văzut. Da, da. Avem în zona din spate avem produse pentru casă, da, pături, tot ce înseamnă lingerie,
Da. Am văzut chiar și prosoape, am văzut o grămadă de lucruri pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. Am văzut că aveți și prețuri foarte accesibile pentru toată lumea. Și totodată, acum, pentru că tot a venit acest sezon rece, să știți că am văzut și pentru copii, pentru adolescenți. Am văzut o grămadă de haine foarte drăguțe pentru bărbați, pentru femei, bineînțeles. Iar eu care... Na, sunt o împătimită a shoppingului și știu că și Adela este. Să știți că mă gândesc serios să umplu, domne, un coș cu multe, multe haine de aici. Care sunt cele mai vândute? În perioada aceasta, evident, gecile. Gecile. Da, gecile sunt în mare căutare și aducem marfă undeva de două ori pe săptămână, astfel încât să... avem o gamă cât mai variată, da. Varietate. Da. Am înțeles. Îți mulțumim tare, tare mult, Alin. Cam atât de aici, dragilor. Mă întorc la voi.